6 artiști plastici profesioniști din Buzău și din București au fost selectați pentru a participa la cea de-a 6-a ediție a taberei de documentare și creație Măgura Art 2019. Prima zi a taberei a debutat cu achiziționarea materialelor necesare de la magazinul galeriilor de artă Ion Andreescu din Buzău. Câte trebuie să ne... Păi de 200 de lei, nu știu, fiecare aveți 200 de lei materiale, așa scrie în proiect. Treaba voastră. Tabăra are tradiție și își propune să evidențieze prin artele plastice frumusețile nepereche ale județului nostru. Am ajuns la a 6-a ediție cu acest proiect extraordinar de interesant de arte vizuale. Este un proiect desfășurat în parteneriat și un proiect care este finanțat din bugetul local al Consiliului Județean. Artiștii care participă la această 6-a ediție a taberei Măgura Art 2019 sunt în marea lor majoritate membri ai filialei buzoiene a Uniunii Artiștilor Plastici din România. Sunt 6 artiști care au răspuns sau au fost selecționați pentru acest proiect dintr-un număr mult mai mare, dar am considerat necesar că e bine ca anul acesta să aduc artiști din filiala Buzău preponderent și două nume reprezentative din arta contemporană românească. Este vorba de Vasile Pop Negreșteanu și de domnul Gheorghe Coman, artiști din București care, iată, au venit, au răspuns chemării de a fi prezenți aici alături de noi. Materialele achiziționate sunt atent contabilizate pentru a nu depăși bugetul destul de restrâns al proiectului. Așa, astea cât sunt? Deci 15 lei, 15 lei. Deci ai odată 90, 105. Deci 7 ori 15 lei. Va urma această perioadă de documentare la principalele monumente, atracții ale Buzăului, atât cât o să putem face în cele 5 zile care sunt acordate acestei tabere. Apoi va fi perioada de creație și pe baza schițelor, a fotografiilor, și apoi, bineînțeles, vom încerca să facem în limita bugetului și un mic pliant, un mic catalog cu ocazia expoziției, o expoziție pe care o vom face cumva către sfârșitul anului. Spre deosebire de anii trecuți, în acest an tabăra și-a stabilit locația într-o pensiune din Sărata Monteoru, unde artiștii ar putea profita pe parcursul celor 5 zile și de condițiile specifice stațiunii.